la 402. Fiindcă este sezonul sărbătorilor și venim din locuri și culturi diferite, cred că ar fi frumos să aflăm câte ceva despre tradițiile celorlalți. Cine se oferă voluntar să facă un referat despre Crăciun, Hanuka sau Kwanza? Bine, Freddy, tu faci despre Kwanza. Nu, despre Hanuka! Așa mai aflu câte ceva. Domnșoară Grez, ce ziceți de Crăciunul în Lituania? Ha, ha, pot să vorbesc despre asta acum și poate fi foarte interesant. Atenție, atenție, momentul pentru un anunț. Două anunțuri. Primul este pentru cel care a scris cu ruj pe parbrizul meu: Bezer este un tântălău? Care copil se dă cu ruj? Am luat o mostră și am trimis-o la laborator, așa că fiți atenți, am să vă descoper eu. Și problema numărul 2: toți voluntarii pentru piesa de Crăciun vă rog să vă prezentați la bufet imediat. Exact ce așteptam. Da, și nu uita planul A. Și mulțumesc domnilor profesori pentru că i-au lăsat pe elevii aceștia să lipsească de la ore. Vine, deci cum ne-am înțeles? Mă bucur să văd că a venit atâta lume. Anul acesta, ca de obicei, se va juca piesa scrisă de mine, domnul Flop Flop, iepurașul Crăciunului. Domnule Besser, ne întrebam dacă nu putem juca altă piesă anul acesta. Nu vreți domnul Flop Flop? Păi, am jucat-o atât că publicul iese afară după 10 minute. Din cauza că nu suportă să vadă momentul sfârșietor, când domnul Flop Flop este dat afară de la orfelinatul pentru iepurași în ajun de Crăciun. Băi, din cauza că piesa nu-i bună de nimic. Cine a spus asta? Ia. Oh, deci crezi că piesa mea nu-i bună de nimic. Să vedem ce poți tu să faci. Ha, ha! Planul A a funcționat. Bine lucrat, Lara. Asta a fost proba ta. Bine, și ce fel de piesă vom juca? Oh, am o idee minunată. E vorba despre o fată care primește cadourile dorite: cizme, mănuși, pantofi culoarea mării, și toată lumea o invidiază. Na, să jucăm o piesă despre un copil care se mută, iar Moș Crăciun duce cadourile pentru el în altă parte. Asta nu se poate, Moș Crăciun știe destinațiile. Oh, da, stai, ce prost sunt, l-am crezut pe tata. Firea să fie. Știu eu, e dimineața Crăciunului, toată lumea își desface cadourile. E cel mai frumos Crăciun până când bestiile spațiale invadează lumea și o distrug. Ce poveste frumoasă de sărbători. De ce să nu fie o piesă cu reni? Mă gândesc la un tigru alb. Ce ziceți de spiriduș? Tot nu înțeleg care e problema domnului Flop Flop. Extraterestri, tigri, spiriduș, pantalon, Flop Flop. Trebuie să mergem înapoi în clasă. Bine, mâine când ne întâlnim nu ne mai certăm. O să alegem subiectul piesei și o să ne apucăm de scris. Bună idee! Mișcă-te, tu și eu vom scrie piesa. Stai un pic, ziceai că o să jucăm cărți. Da, pentru că dacă îți spuneam adevărul n-ai mai fi venit. Așa e. Dar am nevoie de cineva cu care să scriu. Și tu ai ceva idei bune? Mi-a plăcut aceea cu aruncatul în aer a întregii luni de Crăciun. Ți-a plăcut, hă? La nebunie! Nu exista nicio garanție că ideea va rămâne până la final în piesă. Ha! Nu, fii atent! Stăteam acolo și ascultam poveștile alea stupide. Rain, spiriduș, flap, flap. Mi-am dat seama că ideile mele sunt mai bune decât celelalte. Doar tu m-ai convins. Așa m-am hotărât să scriu piesa. Bine, atunci scrii-o tu! Nu! Două capete gândesc mai bine și nimeni n-are idei ca ale tale. Așa e. Facem o echipă grozavă. Începem de acum, o să ne îmbogățim. De acord, partenere. Minunat. Acum stai jos, ia un pic și scrie tot ce-ți spun eu. Deci, ce avem până acum? În casa întunecată o fetiță se furișează lângă brad și scutură pachetele în speranța că va găsi o pereche de cizme, o mănușă și o pereche de pantaloni. Bine, e important să le potrivim chiar de la început. Să-ți spun sincer, eu nu prea cred că le-am potrivit. Ok, să ne întoarcem la ce aveam înainte. Să trecem din nou cei trei ciorăpei. I-ai băgat, i-ai scos, i-ai băgat din nou la loc, nu contează. Ai dreptate, e bine oricum, să mergem mai departe.
Bine, să trecem la altă idee. Prostia aia nu-mi place. Nu pricep, ești prea aproape. De ce să nu folosim din ideile mele? Ce nu era bine la un Crăciun bestial? Avea de toate, era amuzant, era trist. E trist și ție ți se pare amuzant? Hei, eu măcar mă străduiesc. Bine, uite una care nu o să-ți placă. E ajuns de Crăciun la Polul Nord. Moș Crăciun e ocupat cu încărcatul jucăriilor. Doamna Crăciun iese în fugă din casă și îl roagă să-i lase un aparat video ca să-și înregistreze serialele. Ha? Nu, nu. Oh, ce zici de ajun de Crăciun, Polul Nord, Moș Crăciun își încarcă jucăriile în sanie, iar doamna Crăciun îi spune: scumpule, de ce nu-mi lași mie unul dintre aparatele video? Micuțul Howie Bendetsen din Cleveland are destule. Oh, doamne, ce mă pricep, cum îmi vin ideile astea. Ce-au venit de la mine? Eu am spus asta. Oh, te rog, nu seamănă deloc cu ideea ta. Poftim? Eu am fost cel care a spus ajunul Crăciunului jucării. Oh, dar ce, tu ești stăpânul ideii de Moș Crăciun? Nu-mi vine să cred! Eu fac toată treaba și tu vrei să te bucuri de rezultate. Ca și Moș Crăciun care face jucării și doamna Crăciun primește toate laudele. Nu e... poate merge. Bun, toate ideile noastre sunt puse pe tablă, așa că să votăm. Câți vor să jucăm piesa despre micul ren căruia e frică să zboare? Eu, eu! Un vot pentru ren. Bun, următorul. Câți vor piesa cu Moș Crăciun care mănâncă un curry excelent în Bombay? Toată lumea, mâinile sus, votați pentru curry. Știți ce? N-o să meargă. Fiecare va vota pentru propria idee. N-o să câștige nimeni. Nu-ți face grijă, am aici un câștigător. Ce? Nu mulțumim mie, dar v-am scutit de o grămadă de probleme. M-am dus ieri acasă și am scris piesa asta. Cum adică noi? Nu contează, citește. E super. Îmi distrug capodopera. Iar replica asta trebuie să dispară. Moș Crăciun n-ar spune niciodată: cum îți merge, gagicu? De unde știi? N-ai fost la Polul Nord. Dar nici tu. Așa e, dar ca scriitor mi-am folosit imaginația. Și unde ți era imaginația când ai pus-o pe doamna Crăciun să zică: mișcă-ți fundul ăla mare jos din sanie și vino să mă ajuți? Voi nu înțelegeți care este rolul unui scriitor. Când e vorba de un eveniment istoric la care n-ai participat, inventezi ceva. Mie nu mi-a plăcut pagina 19. Ce tot vorbești? Pagina 19 e amuzantă, amuzantă. E ridicol. Nu ne-ai lăsat să schimbăm nimic. Ok, ok, ok. Ia replica în care Blitz îmi spune ce avem de mâncare. Stai, asta era replica mea. Am o idee. Să schimbăm replica lui Moș Crăciun. În loc de ce mai faci, gagico, spunem: bună, doamnă Crăciun, am venit. Da, cum să nu, să folosim clișeuri. Hai să spună: bună, e cineva acasă? Oh, da, mare îmbunătățire. Renunțăm la introducere, începem cu cina. Unde să meargă în altă parte? Să trecem la acțiune. E miezul întregii piese. Dacă scoți asta, poți să arunci piesa cu totul. Ei bine, cum merge treaba la noua piesă? Păi, de fapt, n-avem nimic concret până acum. Cum bă, nu i-am. Ok, probele pentru domnul Flop Flop se țin mâine după ore. Am să aduc eu morcovii de recuzită. Nu, domnul Flop Flop. Dar avem o piesă. Da, cred că o putem folosi. Probele mâine. Aduceți muzica și lăsați personalitățile acasă. Astea sunt resturi din minunata mâncare lituaniană de Crăciun, care ar fi trebuit mâncată proaspăt de acum 2 ore. Dar cineva a decis că mâncarea e mai importantă. Îmi pare rău, Polly, dar tu personal ai pierdut 15 minute numărând caloriile fiecărui preparat. Vrei să trec în spor pe lângă cultura lituaniană? Continuă. Mulțumesc. Puteți gusta acum din cucios. Yeah. Arată cam rău. Se spune că cine nu-și mănâncă porția de cucios nu apucă următorul Crăciun. Eu știu 3 oameni care au pățit asta. Aha, și nu mint. Ok,
A mers destul de bine. Data viitoare, renule, promit că la scena cu zburatul aduc niște frânghii mai solide. Nu pot să hotărăsc. Care parte crezi că arată mai bine? Partea care îți acoperă fața. Îmi pare rău că am primit eu rolul doamnei Crăciun în locul tău. Dacă vor căuta pe cineva în rolul unei zgripțuroaice, sigur tu vei fi aia. Ok, atenție la treabă. Doamna Crăciun, mai repetăm scena aceea. Spriduș, la locuri. Sanjay, ieși din scenă. Moș Crăciun, așteaptă-ți rândul. Acțiune! Bine! Deci sunt 3 milioane de păpuși Malibu Tommy, 5 milioane de bestii spațiale. Sunt cele mai tari! Moș Crăciun, stăpânește-te! Te rog, continuă! Bine! Să împachetăm acest televizor cu ecran mare pentru copii bogați și răsfățați. Stop! Stop! Te bâlbăi când spui o glumă bună de tot? Vorbești cu pantofii? Oh! Încă o dată! Să începem să împachetăm televizorul ăsta cu ecran mare pentru copii bogați și răsfățați. Mai bine. Bine, doamnă Crăciun, imediat după ce scoatem bateriile din toate jucăriile, poți să-și cumpere și singur baterii. S-a așteptat sala să râdă. L-a văzut cineva pe Moș Crăciun? Stop, stop! Fiecare replică a fost scrisă cu mare grijă și atenție, iar tu strici totul. Dar am spus bine. E bine pentru clasa a doua, însă eu aștept mai mult de la actorii mei. Ok, spui așa. L-ați văzut pe Moș Crăciun? Auzi? Cu emoție, pare real. Nu văd nicio diferență între cum ai spus tu și cum am spus eu. O, da? Ok, atunci să încercăm altfel. L-ați văzut pe Moș Crăciun? Vreau să-și probeze pantalonii. Vreau să văd cât trebuie să-i mai lărgesc anul acesta. Doamnă Crăciun, eu mă plimbam pe afară și ce-am văzut? Donnerul lovea pe Blitzen. Schimbă-i locul lui Donner cu Comet, iar Blitzen se schimbe cu Vixen. Oh, sunteți uimitoare, doamnă Crăciun. Lucrați mult mai mult decât noi și totuși mereu găsiți soluții. Acum trebuie să verific suspensia la Sanie și mai bine. Ho, ho, ho! Oh, ce bine, Moș Crăciun s-a întors. Ce mai faci, Gagico? Bună, Moș Crăciun! Ai însemnat traseul din noaptea de Crăciun? Nu uita că anul trecut n-ai ajuns în Franța. N-am apucat încă. M-am plimbat cu snowboardul cu Rudolf. Apropo, a sunat cumva Frosty, omul de zăpadă. Trebuia să luăm masa împreună. Îmi pare rău, dragă. A fost cam mult soare și Frosty s-a cam dus. Oh, ce păcat! Întreb dacă Jack Frost e ocupat. Nu ai timp, Moș Crăciun. E ajunul Crăciunului și tu ai multe lucruri de pregătit. Da, așa e. Cred că am să încep prin a verifica super rapida bicicletă X25. După aia poate trag un pui de sol. Dar ai atâtea de făcut. De asta-ți norocos că m-am însurat cu tine și nu cu sora lui Frosty Zăpezica. Raportez că acum renii sunt așezați în ordinea corectă. Ce să mai fac? Tăiați, tăiați. Știi, Sanjay, îți văd buzele cum se mișcă. Cuvintele ies afară, dar pentru mine nu e de ajuns. Dar îți plăcea cum jucam dimineață. Ei bine, acum îmi place mai puțin. Ți-am spus, ca să poți interpreta un personaj, trebuie să fii acel personaj. Dar asta am și făcut. Da? Te-am văzut la cantină. Mâncai dintr-un burger îmbrăcat ca un spiriduș. Te-am urmărit, dar n-am văzut un spiriduș adevărat. Mai lucrează. Acțiune! Doamnă Crăciun, știți că dumneavoastră faceți toată treaba, iar soțul dumneavoastră este un leneș? Nu, el este... Nu face nimic, nici cu snowboardul nu se descurcă. Dar de Crăciun, toată lumea îi mulțumește. Ia uite ce mi-a adus Moș Crăciun. Tăiați. Știi, Vini, a fost un discurs minunat. Mersi, doamnă Crăciun. Dar nu știu, mă gândesc să încercăm altfel. Doamnă Crăciun, ați observat? Știu ce vrei să spui.
Eu fac toată treaba, iar soțul meu e un leneș. Nu face nimic, nu știe nici să se dea cu snowboardul. Dar de Crăciun toată lumea îi mulțumește. Oh, ia uite ce mi-a adus Moș Crăciun. Dar ți-a luat replicile. Da, ar fi bine să-i spui lui Rudolf să-și păzească bine nasul ăla roșu, căci în curând o să-i ia și o să-și-l pună ei. Repetițiile au mers excelent, se văd rezultatele. Păi nu sunt surprinsă deloc, doar tu ești liderul. Și scriitoare, și regizor, și actriță. I-am uimit pe toți. Bine ați venit la spectacolul O viață minunată. Sper să vă placă. Doi adulți și un copil face 5 dolari. $6. Aveți locuri bune? Nu, strele, dar pentru $10 vă pot da locuri în primul rând. Sunt pentru noi? Următorul. Unul, te rog. Pofti. Profesorii au intrare liberă, vă rog, intrați. Pot să stau chiar în primul rând? Îmi pare rău, s-au vândut. Oh, toate locurile bune s-au vândut. Vreau locuri bune. Și eu vreau locuri bune. Trebuie să înceapă piesa. Ne cumpărăm bilete. Cumpărați bilete, dar intrarea e gratuită. Ok, este seara voastră. Am muncit din greu, vorbiți clar și nu uitați motivul pentru care sunteți aici. Nu vă gândiți numai la ce spuneți, ci la sensul replicilor. Și când veți auzi râsete, așteptați până se termină și ultimul hohot. Ok, 3 milioane de jucării Malibu Tommy și 5 milioane de păpuși bestii spațiale. Începem să împachetăm televizoarele cu ecran mare pentru copii bogați și răsfățați. Bine, imediat după ce scoatem toate bateriile din jucării, își pot cumpăra și singuri. L-a văzut cineva pe Moș Crăciun? Vreau să... Bine, ce vreți să spuneți? Să probeze pantalonii ca să vedeți cât e mai lărgiți. Doamnă Crăciun, mergeam pe afară și ce-am văzut, Donner lovea pe bliță. Ok. Mi-aduc aminte ce mi-ați spus să fac. Să-l mut pe Donner în locul lui Comet și pe Blitzen în locul lui Vixen. Aveți mereu idei excelente, doamnă Crăciun. Da, am idei minunate. Iar acum ideea mea este să verific suspensia la sanie. Ce bine, s-a întors Moș Crăciun. Ce mai faci, gagico? Bună, moșule. Știu ce vrei să spui. Și nu, n-am făcut razăul pentru călătoria de Crăciun. Îți amintești? Anul trecut n-am ajuns în Franța. Ce se întâmplă? Vrei să știi ce se întâmplă? Am fost să schiez cu Rudolf. Apropo, a sunat Frosty, omul de zăpadă? Oh, da, a fost vremea frumoasă și s-a dus. Nu se pune nimeni cu doamna Crăciun. Da, Moș Crăciun, Frosty s-a dus. Știu că vei fi îndurerat și tăcut când am să spun că astăzi este ajunul și ai o grămadă treabă, dar pregătește-te. Așa e! Și cred că am să încep cu... Bicicleta XC25. Acum că te-ai încălzit și ți-e bine, o să te duc să tragi un pui de somn. Cred că mai bine mă duc să verific suspensia la sanie. Hei, doamnă Crăciun, ați observat? Știu ce vrei să-mi spui. Știu că știți ce vreau să spun. Adică... Eu fac toată treaba, iar soțul meu e un leneș și nu face nimic. Nu-i corect, meritați toate mulțumirile. Ai perfectă dreptate, micul meu spiriduș. Merit mulțumirile, iar tu meriți să afli sfârșitul poveștii de Crăciun, care a fost projucată, dar minunat scrisă. Lumina, vă rog. Așa a realizat doamna Crăciun că merită să împartă mulțumirile cu Moș Crăciun din moment ce ea face toată treaba. De Crăciun s-a suit în sanie lângă Moș Crăciun, a ținut hățul la jumătate din rând și au plecat către casele copiilor.
Și la fiecare casă pe care au vizitat-o, renii au aterizat pe acoperiș. Iar... Moș Crăciun și Doamna Crăciun lăsau daruri pentru toate fetițele și toți băieții și... au aflat toți că Moș Crăciun nu face două parale fără nevasta lui. Crăciun fericit, sfârșit! Piesa a fost scrisă, regizată și produsă de Nancy Francis.